Poliția rutieră a redus riscul producerii de accidente rutiere grave pe tronsonul dintre Zidul Morții și Stroiești prin montarea de balustrade metalice cu proprietăți de respingere a mașinilor. Balustradele au fost montate în luna octombrie anului trecut și de atunci până acum în zona respectivă nu s-au mai produs accidente soldate cu pierderi de vieți omenești. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Suceava, Ionuț Epureanu, a explicat că montarea balustradelor pe partea laterală a arterei a fost necesară pentru că DN17 are șanțuri adânci și au fost situații în care mașinile au derapat și au ajuns în șanțuri. Șoferii au scăpat, dar pasagerii din dreapta au murit striviți sub mașină. O altă propunere materializată a fost aceea de pe DN17, unde în zona localității Stroiești a fost montat acel parapet care, iată, deja a salvat vieți omenești. În urma evenimentelor rutiere produse în zonă, mașinile nemai ajungând în șanțul lateral și nemai înregistrându-se persoane decedate sau rănite grav. Sperăm noi ca și prin activitățile ulterioare pe care le vom face de monitorizare a traficului rutier și a sistematizării acesteia să ducem la creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice din județul Suceava.